Ce vrei să faci? Vreau să leg un cauciuc, să-l arăt cum îl pun pe jig. Și cam asta. Sunt curios, ia, arată-mi la tăți, hai. Da. Dat fiind faptul că e o zonă cu apă mică și o să pescuiesc, o să pescuiesc cu un gramaj mic, undeva la 4 grame jumate. La fel o să fie și cârligul. Plasticul o să fie unul verde cu glitter de 4 cm jumătate. Din ce am auzit și am văzut pe aici, nu sunt șalei de talie foarte mare, pe la unde 800 de grame, 1 kg. Sper să și vă arăt câțiva dacă o să reușesc să prind. Bun. Cum atașăm cârligul efectiv plasticului? Nu mai să-l găsesc pe celălalt. Asta este poziția normală și asta este poziția normală a cârligului. Deci așa va arăta efectiv jigul atașat pe plastic. Dacă este prea în față, riscăm ca el la fiecare lanseu sau la fiecare atac să urce undeva pe curbura acului și să nu mai fie eficient. Dacă este foarte în spate băgat, deci dacă cârligul este supradimensionat, o să vină undeva la baza codiței și o să ia efectiv din naturalețe și din mișcare. Cum facem ca să nu stricăm? Adică efectiv să-l scoatem, să-l băgăm, să remontăm. Vedem pe unde am putea să scoatem cârligul din plastic, îi dăm un semn cu vârful, pe aici am ales eu să-l scot, da? Acum, nu știu dacă se vede, există un semn, da? După care, fix pe linia pe care o are pe centru, în cazul culorii ăsteia se și vede vârful cârligului, da? Îl introduc până la semnul pe care mi l-am făcut înainte să încep montarea. Îl împing, îl forțez. La început o să vă stea așa. După mai multe atacuri sau după ce ați pescuit mai mult, plasticul tinde să iasă de pe asta. Ne ajută foarte bine o picătură de lipici într ăsta instant. Să știți că n-are niciun efect, adică nu miroase, am prins destui pești. Nu folosiți foarte mult. Da? Eu fac lucrul ăsta din prima ca să nu fiu nevoit să fiu deranjat în timpul partidei cu lucrul ăsta. Îl introducem, da? Probabil că un 30 de secunde deja el și-a făcut efectul, este lipit. Cam așa arată o nălucă pentru pescuit aici la răpitor pe Maiorul. O să fac nodul. Nodurile sunt multe. Probabil că cel mai rapid și cel mai folosit e ăsta pe care o să vi-l arăt. El se face cu un fir, eu îl pun în două, dat fiind faptul că la șalău o să dăm mult prin structuri. Să zicem că mai protejează un pic. Da? Primii 10 cm întorc și am un fir dublu acum. Da? Bucla formată o să-l bag prin, o să o bag prin ochetul jigului. Am așa. Și o să arate cam așa. Partea scurtă, da, o răsucesc de 4-5 ori, da, pe cele două fire principale, da. După care, firul scurt, mă întorc cu el și îl introduc prin bucla formată la ochetul jigului, da? Și efectiv așa o să arate nodul strâns. Bun. Nu ne rămâne decât să înlăturăm surplusul. Atât firul lung care ne-a ajutat să legăm. Ăsta este un fir textil multifilament de 0.10, da, pe care eu îl prefer la pescuitul ăsta de șalău ușor. Da? Și cam așa va arăta. O să încerc să pescuiesc pe lângă maluri, dat fiind faptul că aici am înțeles de la administrație că sunt cam singurele structuri, mă rog, pragurile. Sunt și câțiva pomi, eu știu, care pot avea rădăcinile prin zona malurilor, o să încerc și pe acolo. Și sper să am posibilitatea să vă arăt și câțiva pești.
ești nebun la cap. Uite mă ce frumos este. În mal. Ia uite, a venit Laurențiu. Așa. Hai să vedem cu ce te lauzi. Lauda de sine? A, miroase bine. Am. Ia uite. Sunt câțiva strapazani. Nu sunt mulți, nu i-am oprit chiar pe toți. Am prins și câțiva bibani. E greu, e greu accesul pe, pe malul de vis-a-vis. Ăștia sunt, sunt peștii. Frumușei, frumușei. Am așa e taliat strapazanului. Asta, asta e micuțul. N-am avut altfel cum să-i, să-i păstrez ca să vi arăt. Da, te-ai plimbat foarte mult. Da, era singura posibilitate ca să, să pot să vi arăt. Tocmai ce vă spuneam, sunt de talie mică. Ăștia sunt. Cam cât încap în tigaie așa. Ăștia sunt. Nu sunt cine știe ce. Sunt strapazan de maiorul. Ne putem distra o oră, două după amiaza. Da, bravo. Cu jigola? Da. Probabil că la anul o să-i prindem o talie mai mare. Ce greutate avea jigul? Greutate 4 grame jumate am 4 dat. Grame. Apa are undeva la 1,20 m la mal. Toți au fost luați la 2-3 metri de mal. Și numai pe twister verde, așa? Am prins și pe alb și pe verde. Practic nu făcea diferență. Ideea e să, să avem năluci mici, că sunt peștii de talie mică. Ok. Mulțumim pentru prezentare. Am văzut și pește, am văzut și cum și-a făcut montura. Asta e. O partidă la maiorul la Șalău, da? Da. Mă rog, o jumătate de partidă, o că jumătate. Au fost doar câteva ore. Sunt încă foarte mulți pescari la stațional. Malul de vis-a-vis e ușor inabordabil, dat fiind faptul că mulți plantează, dar probabil că cu vremea rece staționarul se va limita ușor și spinningul o să debuteze cu toată balta, ca să spun așa, cu mai multe locuri. Venim atunci să dăm la Șalău. Oh, da, eu deja mi-am promis mie că o să ajung. Poate mă înveți și pe mine. Cu mare drag. Și alături de mine și pe cei care cu toată echipa pot asta. Profita de vremea rece. Exact. Mergem să vedem o mică populare, una dintre cele mai multe făcute în ultimele zile, cu caras. Nu să opresc la dreapta, că am mult prietenă. În apă dăm numai pentru șalei câțiva. Nicu, ce băgați azi? Nu este caras. Caras de seria celor 7 tone care vrem să populăm mereu. Vrei să scot cu la? Ce punem și ieri am băgat 238 de kg. Astăzi nu știu să mă uit pe factură cât avem, cred că tot așa jur. Nu spune, nu știe să mă uit pe factură. Până la 7 tone mai avem încă 3 tone și ceva de băgat. Asta facem zilnic. Nu e mult, dar o să fie mai mult, nu să mai răci. Și vin pescarii să se convingă că se populează cu pește, da? Da. Păi n-au omorât s-o mutele. Poate veni ceva mai frumos. Da. E foarte mare, dar ăsta este carasul. E foarte frumos. Eu vreau să-l prindeți de astăzi, dar... Nu vedeți la concursul ăla, la mondial nu s-a prins nimic. Sunt tot pești în tot concursul. Ia, ridică. Dă-i acolo. Mai oprim și mâncăm și noi, dăm și la... Gata, lasă, că tot nu trebuie să... Ce
Așa, doamnă, veniți cu canata, vă dăm cu canata, vă dăm. Am și una de 30 de kg. Am și una de 30 de kg. Și cine a fost martor aici primește... Da, trofeu. Gata, dă-i drumul. Că să zic ceva, nume? Mulțumesc sau să le vreau un țigan ceva? Să mâncați cu poftă, nu, nu, să mâncați. Să mâncați Giovanni. Ați venit să vă completați captura? Da. Așa. Nicule, hai să vedem. Mai bag aici? Dar ce loc, ce loc face? Am văzut că ai venit la ce faci asta? Hai. Uite, m-am întors. Hai. M-am întors la apoi. S-a terminat cu primul bazin. Foarte bă, da. Ia uitați, ăsta-i prindă ică de... Da. Băi, Giovanni, nu încă la... Exact, băi, cu banderola, cu banderola. Dați-i drumul. Așa, așa trebuie. Thank you.